Campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale a început azi la ora 0, urmând a se încheia sâmbătă 23 noiembrie la ora 7. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că, potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc în aceleași secții de votare și circumscripții electorale, sub conducerea operațiunilor electorale de către aceleași birouri electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur. La secțiile de votare din străinătate se votează pe durata 3 zile, ca și la primul tur, conform următorului program. Vineri, 22 noiembrie, între orele 12 și 21, sâmbătă, 23 noiembrie, între orele 7 și 21 și duminică, 24 noiembrie, între orele 7 și 21. În toate cele 3 zile există posibilitatea de prelungire a votării până cel mai târziu la ora 23 și 59 de minute. Pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare. Potrivit legii, pot vota la secțiile de votare din străinătate cetățenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, indiferent de motivul prezenței acestora pe teritoriul altei țări, domiciliați, rezidenți sau turiști. În țară, votarea ale loc duminică, 24 noiembrie, între orele 7 și 21, cu posibilitatea de prelungire până cel mai târziu la ora 23 și 59. Pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare. Alegătorii din țară votează cu un act de identitate valabil, emis de statul român, cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar, potrivit AEP, pașaportul pașaportul simplu, cel electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite doar de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România. În țară, cetățenii votează la secția de votare la care este arundată strada sau localitatea unde își au domiciliul o reședința, iar în cazul în care se află în alte unitate administrativ-teritorială, pot vota la orice secție de votare din cadrul acesteia. Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate din țară, președintele Biroului Electoral secției de votare, poate aproba la cererea scrisă a acestora depusă cel mai târziu în preziu a votării, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale, din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării. Ca și în primul tur, operațiunile privind numărarea voturilor, inclusiv a celor prin corespondență, sunt înregistrate video și audio, și se desfășoară în deplină transparență, în prezența tuturor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a persoanelor acreditate.